Bună ziua, domnilor și domnilor, haideți să facem un ritual cu păpușă voodoo, da? O să vă explic imediat ce faceți. Uitați să pun aici un pic de aromă din asta. Aveți nevoie de foarfecă, de hârtie roză, de un carton. Pe păpușa aceasta scrieți pe o parte, scrieți dorința care vreți, ce vreți cu persoana respectivă, bărbat sau femeie, și scrieți numele lui și numele dumneavoastră, numele ei și numele dumneavoastră, dacă sunteți bărbat. De 13 ori în formă de cruce scrieți numele lui și a dumneavoastră. De 13 ori în formă de cruce și o lipiți de un carton, da? Puteți să scrieți pe spatele cartonului, dar eu am scris pe spatele păpușii, hârtiei și am lipit-o cu scoci, da? De ce? Pentru că vă trebuie zahăr brun și scorțișoară, pe care îl amestecați, așa? Da? Zahăr brun cu scorțișoară, eu am mai amestecat, dar vă mai arăt o dată. Amestecăm. Trebuie să faceți în lună în creștere, în lună în creștere, da? Trebuie roză, lumânare roză, o lumânare roză, da? Ce facem? Invocăm pe Erzuli, o să vă scriu de desubt, zeița iubirii și frumuseții. Desenați păpușa pe o hârtie, vedeți, desenați păpușa, da? Pe o hârtie roză și o tăiați și o lipiți de un carton să fie păpușa. Amestecați zahăr cu scorțișoară și aprindeți lumânarea roz. Haideți să aprindem lumânarea roz. Așa. Și aprindem lumânarea roz și apoi pe spatele păpușii v-am spus, scrieți dorința, de exemplu. Scrieți numele lui sau a ei și ce dorim. De exemplu, să se îndrăgostească de noi. Scrieți așa. Simt iubirea adevărată pentru X și vreau, pentru persoana, scrieți numele. Și vreau ca această persoană să simtă aceeași iubire pentru mine. Sau scrieți. Simt iubirea adevărată pentru X și vreau ca să simt înapoi acea iubire de la el sau de la ea. Meditați, vă concentrați, da? Foarte bine. La dorință și la persoana respectivă să ne iubească. Scrieți de 13 ori numele la păpușă, da? Ce faceți? De 13 ori scrieți numele, de 13 ori al dumneavoastră, în formă de cruce. Dumneavoastră trebuie să tăiați pe el, da? Dacă faceți, sunteți femeie. Și apoi, lumânarea aceasta trebuie să fie destul de mare ca să ardă 13 ore. 13 ore. Și o lăsați lângă această farfurie. Noi punem acum zahărul cu scorțișoară așa. Da? Bun. Eu nu pot să las așa fără suport lumânarea pentru că mi-e frică să nu cadă. Deci lăsăm așa, vedeți? Zahărul. Normal ar trebui fără, dar nu fără, pentru că poate cade sau eu știu. Și vă concentrați la persoană 13 ore să ardă lângă păpușa. Păpușa putem să o lăsăm așa. Și 13 ore. În aceste 13 ore vă gândiți foarte mult la această persoană. Nu zic că 13 ore în continuu să stați numai să vă gândiți, să meditați. Nu. Dar o bună parte de timp, cât de mult puteți dumneavoastră, câte minute puteți, deci din oră în oră sau stați o oră și după aia gata sau cum aveți timp și credeți, faceți așa, gândiți-vă la persoană, stați în astea 13 ore, cât arde această lumânare, 13 ore, da? Deci până dimineață la 6 fără un sfert. După 13 ore, stingeți lumânarea roză și păstrați această păpușă cu zahărul acesta pe farfurie 13 zile. Da? După 13 zile, luați acest carton cu păpușă, dacă vreți să dezlipiți,
și o aruncați această hârtie în mare sau o îngropați. Da, păpușa, o îngropați în mare, o îngropați în pământ sau o aruncați în mare, da? Dacă să zicem că nu vi se întâmplă nimic, da? În 3 săptămâni nu vedeți niciun rezultat, da? După 3 săptămâni mai puteți face încă o dată acest ritual. Este un ritual de magie albă. Scrieți pe spate dorința ce o vreți cu această persoană. Dacă această dorință încă nu se împlinește după 3 săptămâni, după 3 săptămâni nu s-a împlinit dorința ce ați scris-o, mai refaceți încă o dată și spuneți clar dorința ce o vreți. Vreau să mă ceară în căsătorie, vreau să se întoarcă înapoi. Nu se întâmplă, mai refaceți ritualul după 3 săptămâni, da? Cam asta am vrut să vă arăt. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.